Bă, Mitic, ui, eu am o idee, ui. Ce idee, Cornel? Ui, hai să facem o afacere. O afacere, Cornel? Da, ui, eu am niște antilopi. Ce antilopi, ui? Ui, cauciucuri de iarnă. A, da. Ui, mi-ești pe mâna mie? Merge, Cornel. Hai, afacere, ui. Hai, ui, hai. Hai, Mitic, el și pe ceilalți. Bă, Cornel, bă, cum să-l luăm, măi, dar și facem, cu patru roți facem afacere? Ui, cu patru roți încălțăm pe toți. Bine, mă, Cornel, hai că vin. Cornel, primul client ai! Da, băi! Îi se arătăm bine! Dă-și-mi, dă-și-mi! Băi, Cornel, ești mașină șmecheră are! Să rămână, doamnă! Bună, băieți! Bună! Aș avea și eu nevoie de patru cauciucuri din astea. Sigur, doamnă, sigur! Îs ultimii! Doamnă! Da, spune! Doamne, dar de unde aveți, doamnă, mașina asta? De-a tata. Da? Și mașină șmecherea are tata dumneavoastră, doamnă. Da? Da. M-a trimis pe mine să schimb roțile. Haideți că mă grăbesc. Am și programare la coafor, mă așteaptă și tata cu roți. N-am timp, domnule, de tine. Băi, Cornele, bună afacerea asta ta e. Du-și minte. Și cu cauciucuri și cu banii luați. Uite, mai vine un client. Oi, Cornele, îi merge afacerea asta. Cum e? Și cu roți și cu bani în buzunare. Ia uite, îi mai vine un client. Cornel! Poliția, băi! Poliția, băi! Bună ziua! Am auzit că vindeți cauciucuri de aici. Noi? Nu! Pe cum nu? Nu, domnul polițist, nu noi vindem! Și am venit să cumpăr de la voi. Aaa, domnul polițist, îs ultimele cauciucuri, domn polițist. De? Da! Îs de iarnă? Îs de iarnă, îs foarte buni! Păi hai, încărcați-i. Hei, nu-mi port bagaj, că e plin. Puneți-le în mașină, că vreau să le vadă nevastă mea. Să vadă că am cumpărat cauciucuri. Domnul polițist, dar astea sensibile, domnule, astea sunt fragile, domnule, astea trebuie puse în portbagaj. Lasă, domnule, că sensibil, lasă, pune-le acolo. Puneți-le pe banchet, hai. Domnul polițist, bună mașina asta personală, domnule. A nu-i personal, asta e neinscripționat. Cu asta mai dau eu așa mezi în timpul liber. Am înțeles, domnul polițist. De azi de dimineață cât am înzambat. La femei îmi place cel mai mult. Merge cel mai bine. De dimineață am găsit o femeie, era copil mic, pe 4-5 ani să zic, avea așa. E dimineața. Dar domnule, e cerut? Îl luam și de la popă, logic. Câți bani am dat eu la Dumnezeu prin popi? Trebuia să mai iau și înapoi, nu? Da, domnul polițist. Nu era normal? Hai, v-am pupat. La revedere, la revedere. Ce-au ales? La revedere. Iau-te, bă, tată. Oi, Cornel, ia că nu mi-o mai mers afacere. Cauciucuri nu mai avem. Cum nu? Oi, Cornel, ai luat cauciucurile din mașină la polițist? Nu, uite, cauciucurile sunt acolo. Ce are, bă, nu pot să cred, mă, m-a lăsat pe camiaș. Acum, în drum. Ce e asta, mă? Băi! Băi! Ce-ați făcut, mă? Da, domnul polițist, ce s-a întâmplat? Bă, m-ați lăsat așa pe butuci? Păi, domnul polițist, n-ați vrut cauciucuri de iarnă? Ba, da! Păi și nu trebuie să le punem, domnule? Aaa, da. Le punem, domnule, hai să le punem, domnule! Cauciucurile sunt mașină! Bă, mulțumesc mult, bă, băiți! Ce băieți de treabă, mă, nu știam că e și montajul inclus aici la voi. La revedere, domn polițist! La revedere, domn polițist! Repet!